Cathy Black, soție, mama a trei băieți și creatoare de conținut. Nu-i place singurătatea pentru că e o persoană extrovertă. Își iubește familia mai mult ca orice. Și da, încă își dorește o familie numeroasă cu șapte copii. Catea este persoana care își permite să fie fericită și știe că este o mamă bună. Are scopuri și muncește pentru ca acestea să fie realizate. Ce ne spune Catea despre rolul de soție, de mamă, rolul de vlogger și rolul de om fericit, află în podcast. Bună cât, încă o dată, ne salutăm și aici. Salut! <coughs> Oi! <coughs> Vezi, ești tot m-auzi răgușită, salut! E ok, nu, nu ești răgușită. Ai răcit un pic, da? A, ba nu, nu știu, parcă dar sper că nu -am, răce, am drept să răcesc. Mamica a trei copii n-are drept să răcească. Așa e la voi, da? Nu, am vedere că trebuie să fim productivi da, da, da. și disciplinați în multe chestii. Uh -huh. Iată, eu m-am adresat la tine cu Cătii, dar vreau să te întreb, cum îți spun cei dragi, Cătii sau Catea? Sau poate altfel se adresează? Uh, nu, Catea. Catea, dar de exemplu, frații mei, Katie, e cumva soț o deprins așa, Katie, uh -huh. Katie. Dar părinții, Catea, soțul pui pușor, iubita. Dar de unde Katie s-a luat? Deci, părinții îți spuneau de mică și tu ai de ce să te inscripe. Nu nu, 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 niciodată. Niciodată, eu tot timpul eram Katia, dar când am început cu ei să filmăm vloguri. În România mm -hmm. numele Ecaterina, nici nu știu dacă există, de fapt, pentru că e nume da, n-am auzit chiar. rus. Nu, adică rus, sl slavon. Cum, mm -hmm. da? Și el a spus, hai ca să fii mai ușor, hai Katie, Katie, Katie și noi cumva Katie, Katie, ok și așa și s-a început. Dar Black era, adică ce adică Black, aveam 15-16 ani și mm -hmm. urmăream ca din Rusia ca Kate Club, Maria Way mm -hmm. și ele toate aveau așa niște denumiri, cumva ni, care nu s-a săceau cu dânsele, dar care foarte ușor se memorau și am gândit atunci cu Ilie că ar fi interesant, ceva tot, știi, mm -hmm. scurt și memorabil și am, am spus Black. Adică nu, nu trebuie să căutăm ceva logic în asta, era da, pur și simplu da. așa o... Dar așa cum deja toți mă cunosc după numele lista, nu vreau să-l schimb, nu mă deranjează, ba chiar îmi place, eu mă asociez cu dâns, așa că iată, o mică istorie, nimic deosebit. Da, și atât nimic deosebit, dar totuși așa te-ai gândit să pui și a rămas, iată, deja câți da, ani, cât... noi așa te cunoaștem. Da, da, da aproape perețele... 8 ani. Aproape wow. 8 ani, da, wow. <laughs> Cum sau cine din părinții tăi, dacă ați vorbit despre asta, cine a decis să-ți pună numele Catea? Ah, tata! Da, El foarte tare vreau prima să fie fetiță uh -huh. și la dâns era alegere între Ecaterina și Elizaveta. Uh -huh. El foarte răbește așa nume și m numit Ecaterina și pe bunica mea tot o cheamă Ecaterina. Nu știu dacă în cinstea ei, dar mie tot îmi place foarte mult numele acesta. Dar ce semnifică Ecaterina? Um, dacă ai citit despre numele tău? Dacă... Am citit, da. Eu pot spune în... adică din rus să traducem, uh -huh. fără păcat. Uh, mm. Nepărocină, e ca așa Dar mm. cred că poți să o schimba ceva Când știam eu, era fără păcat <laughs> Crezi că Catea face păcate? Sigur <laughs> Ca și orice om pe lumea aceasta <laughs> Da, tu spuneai că Tu ești fana părinților tăi Da Și eu aici vreau să te întreb Care sunt acele top valori Care le-ai învățat tu de la părinții tăi Și astfel tu, deja acum Le oferi copiilor tăi <clears throat> Bună întrebare. În gener, tot ce am luat eu în familia mea, bun, în familia care acum există, eu, Cristi, copiii, îi de la părinții mei. Eu m-am învățat să respect pe soțul meu cum o face asta mama. Eu am învățat de la tata că o femeie nu poate mult, mult să iubită, adică dragoste mult nu există. Cum o iubește tata pe mama. El tot timpul o ajută în tot. O... Îi face îi plac. și eu asta foarte mult apreciez. Sigur că am luat de la și um, față de educarea de copii, asta să ascult. Mm -hmm. Știu că încă îi, îi de vreme spun că ascult băieții mei care au uh, 3, 2 și uh, nou-născut, dar oricum timpul să-l petrec cu și să, să înțeleg cu ce trăiesc ei. Și asta, asta e foarte important, pentru că știi cum părinții de timp parcă sunt într-o. Um, um, cum asta? V gonche, nu știu cum Știi că eu sunt mm -hmm. mai mult vorbitoare da, da, da. de limba rusă uh, Parcă tot timpul încerc undeva să fugă Dar uh -huh. câteodată e foarte important simplu, Să te oprești, să stai cu copilul Să înțelegi ce lui este interesant Ce nu este interesant uh, Sigur că încă de la părinți Am învățat să mă iubesc singură pe mine pentru că e asta investeau. Spuneau că tu ești la tine și dacă nu stii pe tine, nu stii oamenii din jur. Și asta, mm. într-adevăr, așa lucrează. Dacă tu nu te respecti pe tine, tine nu să te respecte oamenii din jur. Așa că cei ce dăm noi în lume, aceia și atragem. Da, ai avut momente când tu nu te iubeai deloc pe tine și nu aveai încredere în tine. Sigur, sigur, cred că ca și oricine. Eu, um când șai, vârsta de 16, 18 ani, poate 19 foarte tare nu mă iubeam eu ba chiar mă uram eram într-o relație toxică, mm -hmm, toxică și cumva fostul meu prieten de timp încerca să-mi spună că eu sunt răntăte și știi asta, cumva te gândești la asta, începi să analizezi te gândești, da, într-adevăr, asta la mine nu se primește și asta nu se primești și asta e rău și începi cumva să te autodistrugi și, mm -hmm. da, bine, bine că am trecut pentru că dacă aveți continui tot așa uh, cred că aveți termin tragic Tu ai spus că datorită părinților tăi ai reușit să scapi de această relație, singură crezi că nu era să reușești? Mm -mm. Nu avea acest curaj? Nu, nu, nu. Uh, părinții mei, așa cum tot timpul erau foarte implicați în viața mm -hmm. mea mai ales mama, că eu pe mama o să cea mai bună prietenă și uh, iarăși, pentru că noi foarte mult discutam, mama înțelegea că asta nu duce la ceva pozitiv și tata a fost acela care mm -hmm. a spus, gata, Katia, noi punem punct, nici un fel de nuntă, nici un fel... Adică, cumva, era tot așa de ca snejnei com, mm -hmm. nu știu cum asta în român, adică, tot așa de, de, mult și de brusc te-ți dușeam spre nuntă, că tata cumva a luat bat și a spus, nu, mm -hmm. nu, nu, nici un fel de nuntă, nici un fel de relație uh, cu acest om. Și sunt foarte mulțumite pentru că eu eram așa de, uh, deja cu moralul la pământ, că eu nu puteam, nu puteam vorbi normal cu persoana asta pentru că eu mă temeam de dânsul uh -huh. și tata s-a implicat și mulțumesc foarte mult pentru că ei cumva încercau, știi, ești așa gen de părinți moderni că ei nu se bagă în alegerea ta dar în același timp vor foarte tare să te apără pentru că tu ești al lor Te și, ajută ca da, tu da, să faci da, decizii da, corecte Da, și chiar îi mulțumesc cu tata așa, sunt acolo unde sunt datorită lor mm -hmm. Dar a tu cât timp ai fost în relația acea toxică? De la 16 până la 18 ani, mm -hmm. dar un an încă a durat cumva restabilirea știi, că să, să înțelegi că tot a fost rău. Pentru că cum cum spunești? Că părinții îți vor bine, dar tu îi socoți pe dâns și îi, că îi îți vor rău. Da, pentru da, da. că Atunci voi v-ați băgat, da, voi ați făcut, asta nu era corect. Și dacă că, da, trei, trei ani eu pot spune că am fost uh -huh. într-așa o așa, o stare neclară pentru mine. Și după cât timp ți-a făcut cererea în căsătorie și tu spuneai că nu ai avut cum să spui cum, nu. Nu cum spun nu, deci... da. Într-adevăr, asta era foarte. Eu cred cură din partea unui băiet, pentru că, dar acum și spun, un an noi ne-am întâlnit de la 16 până la 17 ani, și la 17, el m-a cerut. Așa cum eu nu sunt de religie ortodoxă și noi mergem la altă biserică, asta era față de toată biserica unde noi mergeam. Și cumva tu înțelegi că dacă tu spui nu, te-ți vin și te întreabă, dar deși tu te întâlnești doar cu dânsul și vă pierdeți timpul împreună și eu eram obligată să spun da, mm -hmm. a, și dar deja atunci înțelegeam că asta nu e persoana cu care eu vreau să-mi leg viața. Dar totuși ai spus da. <coughs> da. Deci el a ales o tactică tare. Da, dar știu. eu deja atunci eram um, sigură că când nu o să cu ceva bine, e mm -hmm. ca așa, știi cum, oricum sâmbți. Da, da, sigur. Această relație a ta totuși ți-a adus traume. Tu spuneai că chiar la începutul relației tale cu Cristi, el dacă te atingea cumva, tu aveai așa fiori. Da. Cum a reușit Cristi să îți aducă acea încredere, adică că tu trebuie, poți să ai încredere în acest om. Cum a reușit el să facă asta? Că totuși e greu să treci de la o relație da toxică da. la una normală? Foarte treptat, dar și de la uh, dispărțirea cu fost băiet până la Cristi a trecut o perioadă mm -hmm. oricum uh, 8-9 luni mm -hmm. și da, cu Cristi era greu și nu că greu în sens dar eu înțelegem că eu sunt drăgostit în acest băiat mi foarte tare îmi plăcea și fizicul și moralul lui el cumva mă cucerea de fiecare dată așa interesant și eu uh, și simplu m-am încrezut, cred că, la un moment dat, pentru că într am găsit toate calitățile pe care vreau să le, să le, văd în viitorul soț. Știi cum am auzit undeva că ți este de ajuns, de fapt, 24 de ore ca tu să înțelegi mm -hmm. dacă omul are calitățile de care tu ai nevoie și dacă are calitățile care pe tine te resping. Și Cristi, cred că era omul în care eu în primele 24 de ore am înțeles că acest om are calitățile pe care eu vreau să le văd în viitorul meu soț. Nu știu dacă el poate spune fix aceea despre mine, dar dacă eu vorbesc și vreau să spun că eu foarte tare îl iubesc pe Cristi. Și um, eu sunt foarte mulțumită Domnului că el cumva a apărut în viața mea. Și scuze, că. că asta tot hormonii. hormonii <laughs> da, și sunt mulțumită lui că el cumva o um, m a recucerit. Da. Totuși, cum a reușit Cristi să te recucerească Prima o să vorbim despre câteva acțiuni, iată ce a făcut el, ca tu totuși să-i spui da, hai să ieșim la o întâlnire și apoi o să-mi spui de top calitățile care tu le respecti și le apreciezi la Cristi. În primul rând, Cristi a fost persoana care nu m-a mințit, adică el când s-a apropiat de mine să facă cunoștință, el a spus că, uite, eu te urmăresc, eu știu că tu ești populară, adică populară, mă rog, mă urmărea. Persoană publică, da. totuși pe rețele. Și el spune, eu, dacă să ai nevoie de ajutor, că eu eram la sală uh -huh. și făceam abdomenul <laughs> și a spus că dacă ai nevoie de ajutor adresează-te anume, anume la mine și după el mi-a explicat de ce el așa a spus, pentru că cumva că antrenorii de acolo văd în clienți doar un sac cu bani da. Mm -hmm. Și el a spus că eu n-am vrut N-am vrut ca nimeni Adică nimeni să te vadă așa Pentru că eu te cunosc El, el mă cunoștea din YouTube da? Și a spus că o vrut el să fie omul Care să, să fie alături de mine În înconjurimea mea Cumva să mă apere de toți Și pe mine asta m-a cucerit Adică omul fără ca să mă știe pe mine personal A fost sincer, sincer Și tot a vrut să mă apere Dar eu, eu foarte tare asta mult apreciez Pentru că e, Cum? Și după, când deja noi am făcut cu Dâns câteva antrenamente, eu am înțeles că noi cu Dâns avem foarte mult în comun. Uh -huh. Și ne așa tare îmi plăcea cum el vorbea, el avea așa o română de frumoasă și el cumva vorbea cu ceritor. Știi, că. Uh -huh. Ce și. Nu, nu că e rar, dar poate în viața mea am întâlnit rar așa bărbați, că uh, el foarte tare mănă cu tata meu în uh -huh. vorbire, dar știi că când. Uh, tu ai un tată foarte bun, tu vrei ca soțul tău da, să amene da, da. cu tata. Și asta tot a fost... Uh, la tine așa e, Cristina da. are multe în comun foarte cu tatăl mult, tău. Da, da, da mm -hmm. foarte multe calități are în comun cu tata. Uh, și a treia, când noi deja am început să spun așa o relație mai serioasă și eu am spus că eu nu vreau relație până la nuntă, el era mm -hmm. acela care o acceptat asta și mm -hmm. a spus eu să te aștept. De Data a acceptat. Da, 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 Nici nu s-a pus pe gânduri cumva. Nu, 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 nu. și ia cred că trei calități care m-au cucerit și care au spus că, da, asta e persoana cu care eu vreau să fiu. Cum îl dezmierzi tu pe Cristi? Dacă în glumă Cristinel, pentru că fi însă așa îl numi eu încă de când el era copilaj, dar unde chiar tare îi dar așa... Eu mai des Cristi, eu nu prea iubesc toate pâi ușor, e uțu, pentru că, nu știu, poate e traumată de undeva. Dar, Cristi? Tu ai spus că când eram mică, îmi doream să fiu prințesă. Da. Și eu acum vreau să te întreb, reușește Cristi zi de zi să facă ca tu să te simți prințesă? <coughs> Uh -huh, da, el reușește. Oricum, știi, să vorbim de viața pe care noi o trăim, tu nu poți fi prințesa. Că așa cum, în viziunea mea, când eu eram copil, eu credeam că prințesele nu fac absolut nimic. Stau uh -huh. pat <laughs> că pe pat, câteodată să brac frumos și tot timpul să aranjate. Din păcate, eu nu pot spun că eu sunt prințesă, dar Cristian încearcă să fac tot posibilul ca eu să... Să mă simt regin în familia noastră, că așa, uh -huh. și la băieți spun, uitați-vă, când mămică doarme, noi respectăm somnul și în, în multe chestii eu mă simt într-adevăr cea mai importantă în familia în care noi trăim, poate pentru că până când avem doar băieți, mm -hmm. dar da, eu mă simt, eu pot spune că eu mă simt prințesă lângă, lângă Cristi. Cum reușiți voi să aveți timpul vostru de cuplu? Eu tot timpul spuneam că eu sunt pentru boni, pentru ajutorul bunicilor, pentru grădiniță mm -hmm. și, da, într-adevăr, au nevoie de mult timp din partea noastră, dar asta nu înseamnă că tu nu poți în timp de 24 de ore să-ți faci măcar două ore să petreci împreună cu soțul tău, să, să vorbiți cum a trecut ziua, cum te simți, să poate ai ceva pe suflet ce trebuie să vorbim. Pentru că, de exemplu, eu pot vorbi doar din perspectiva de femeie. După naștere vine un val de emoții pe care tu nu le poți controla. Și e foarte important ca lângă tine să fii o persoană care o să te înțeleagă. Și Cristi este persoana care foarte mult mă înțelege. Și totuși vrei să plângi. Mm -hmm. E că așa sunt timpul, da. Și Crist tot timpul e alături. Așa că noi tot timpul găsim minimum două ore pe zi ca să, ca să vorbim, ca să fim unul lângă altul, ca să ne susținem. De exemplu, aceste două ore pot fi um, în drum spre grădiniță și înapoi. Mm -hmm. Tu cumva încerci să, să le... Uh, <laughs> să le găsești în graficul plin, dar ele se găsesc. Și asta este foarte important, pentru că dacă nu-i vorbire în cuplu, nu-i neapărat să ne ducem undeva la un randevu, da, să mâncăm ceva gustos sau să ne ducem la o primblare, dar câteodată e că asta se întâmplă în mașină, câteodată se întâmplă înainte de somn, știi, când voi Simt trebuie să vorbiți, ca înainte să vă culcați, să lăsați telefoanele și uh -huh. vorbiți. Pe, pentru mine e foarte importantă discuția. Nu știu, poate pentru alte cupluri nu, dar eu fără discuții, eu sunt că persoana se duce undeva foarte departe de mine. Uh -huh. Iată, am vorbit despre calitățile bune a lui Cristi și care sunt acele calități care sunt obișnuințele lui, dar iată pe tine te enervează. Ce nu-ți place la Cristi și el știe că ție nu-ți place, dar oricum face. <laughs> Cristi nu acceptă deloc critică. Mm -hmm. Deloc, foarte greu El în puține lucruri greșește Dar când greșește și tu îi spui Și mai ales dacă el știe că el a greșit Și tu încă dacă îi mai amintești Adică îi, îi spui că că uite tot acolo Greșit, gata Nu vorbi cu mine, eu și așa mm -hmm. știu <laughs> Și da, el foarte greu accept critica Și câteodată Nu înțelege că undeva au greșit mm -hmm. Dar știi cum Asta e mai mult simplitatea lui Că el, mm -hmm. simplu, din simplitatea lui nu și-a dat seama că odată în bar. Asta, asta așa, știi, vorbind gruba. Da, dar... Tu ai spus odată că el are nevoie și de singurătate. Da, și asta mă deranjează. deranjează. Da. Ai acceptat deja, înțelegi că, iată, azi Cristi trebuie să fie singur. Uh, noi ducem foarte mult tratative, pentru că eu îi explic. Acum ușor să-mi sară în cap, știi? da, de voi, lui Cristi, să fie singur. Uh eu am crescut într-o familie cu mulți copii. Eu niciodată mm -hmm. n-am fost singur. Părinții hotare nu plecau, adică a să lucreze. Mama tot timpul era acasă. Știi, eram din categorie, vineam de la școală, mama e acasă, tata e acasă, tată e bine. Bună ziua, salut, deși e în cameră, te mai întâlnești cu șapte frați pe drum. <laughs> nu asta. Și mm -hmm. tot timpul erai cumva în fluxul de oameni. Și când... Dar Cristi, unul în familie. Da. Și el iubește singurătatea asta. El se regăsește, el cumva are un refresh. Și eu foarte greu asta accept. Și nu ca aș fi eu tiran în familie, stă numai lângă mine, mm -hmm. că eu așa am spus. Dar el când când iubește să petreacă timp singur, asta de obicei el vrea să duc undeva la sport sau să fac ceva prin jurul casei și fix atunci trebuie să întâmple ceva la mine. <faciale> și tu <laughs> să ai nevoie de el. Da, eu nevoie de el. Și eu poate vreau ca el să petreacă timpul ăsta, știi, fără din mine. De e ca fix, simplu um, vreau să spun un caz, el foarte tare iubește jocuri la calculator. La calculator. Counter-Strike. Și el a fost la un campionat, campionat și uh, fix, ca, el a spus că eu te întreb șapte ore, nu știu cât acolo, uh, eu nu m-am născut în gen și pe mine mă mușcă câinele. Mm -hmm. e ca, eu pur și simplu m-am dus să duc gunoiul <laughs> și pe mine m-am mușcat câinele și şi... Sigur, și eu sunt pe Christi. Și că în așa momente știe că așa ceva trebuie să se întâmple când Cristi vrea să fie singur. Mm -hmm. Dar e că acum noi, cu dânsul ducem tratativ, el trebuie să plece la schiat în munță fără mine și eu să mm -hmm. rămân cu trei copii acasă. Și eu tare mă rog la Dumnezeu să nu se întâmple nimic pentru că el pleacă departe, pleacă în Bulgaria. Dar tu când ai nevoie de momentele singură cu tine? Știi, tu îi suni pe Cristi și îi spui, Cristi, vreau azi, no, vreau, azi. De Așa, momente. eu sunt o persoană super extrovertă și eu, dacă nu sunt cu Cristi, sunt cu prietenile. Dacă nu sunt cu prietenile, sunt cu Cristi. Dacă nu cu niciunul, nici, nici altul, sunt cu mama. Uh -huh. Și eu, probabil, mă tem foarte tare de singurătate cândva, adică când rămân singură, absolut singură în casă. Bine că nu sunt așa momente, că sau Luca, sau uh, băieței, uh, m dacă niște gânduri cu care eu nu sunt gata să le fac față și eu, eu cred că mă tem de asta și nu vreau până când încă nu sunt gata, trebuie să trec un curs la psiholog. Deci tu când stai singură, tu ai gânduri rele despre... Nu, nu că rele, dar eu sunt o persoană care are foarte multe cerințe față de dânsa. E ca, știi, mm -hmm. mm -hmm. tu faci rău asta, faci rău asta și asta la tine nu-ți primește și uite că ești de grasă și așa și, uh, gânduri care mă autodistrug, E ca dacă se poate așa de spus și eu nu vreau să nu, nu vreau să rămân singură cu dânsele, pentru că eu nu pot face față la așa gânduri. Eu într-adevăr încep să pe mine să mă îngrop, e ca așa dacă se poate mm. de Dar eu lucrez asupra asta, eu încerc să, eu mă uit în oglindul și eu văd imperfecțiuni și spun, Catea. Tu ai născut trei copii, unul după altul, iubește-te. Și oricum, nu, 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 e ca cum aratam eu atunci, eu vreau și e ca așa, prea multe cerințe față de mine am. Cu siguranță Cristi te ajută să treci din starea asta. Eu deja, după cum vă urmăresc, eu văd cum el îți oferă ție încredere în sine. Foarte mult. Că tu da. ești frumoasă, că tu, deci, doar complimente și doar cuvinte frumoase. Te ajută el. Foarte mult. Foarte mult. mult. mult, da. mult. odată, de la Cristi, eu n-am auzit um, um, un negativ uh, despre înfățășare. Uh -huh. Pentru că tu știi că dacă e de ajuns la o fată, spui deci tu te uiți, uh, da, da. Tu ai ceva cu ochii probleme? Gata. Asta e amprent pe toată viața. Niciodată Cristian nu mi-a spus nici știi cum în orice cuplu oricum sunt momente când tu reu nu reușești să faci ceva, de da, da. să-ți speli părul să, să, te raz să fim serioase, gen mm -hmm. și niciodată eu n-am auzit de la dânsul ceva de rău despre înfățișarea mea niciodată. Chiar când mă îngrășeam, chiar când... Adică nimic. Și asta foarte mult te motivează să fii și mai bună pentru persoana lângă care tu ești. Și ia ca un sfat pentru dacă ne urmăresc cumva bărbații, chiar dacă femeia voastră nu reușe ceva să fac sau arată nu în ziua aceea cum vă așteptați voi să arate, oricum să țineți, ori spuneți că ea e cea mai frumoasă. Iată de, de când ești în relație cu Cristi el cu siguranță te-a ajutat și să te schimbi. Ce? Prin ce te-a ajutat? Sau cum e acum Catea împreună cu Cristi și cum era fără Cristi? O, bună întrebare. Pot spun un lucru care o să rezume tot. Eu am devenit mult mai încrezut în mine. Uh -huh. Dar asta este, cred că, cel mai important. Dacă ești încrezut în tine, le reușești cam pe toate. Când l-am întâlnit pe Cristi, eu eram super complexată. Pentru că, clar, venind din relația și e, cumva Ir jis gražus, ir jis prastas, ir jis ašar. Še... Ir kai lamentumai ant Pikristi, jis laista parke nei šnubėdė. Bet, kaip man va, su traumeliais ir šeliais, mes galvome, o man jis nespūna asta, smraku, kaip man va, kad jis nevadas, taigi, jis. El invers, tu ești așa de frumos Tu ești așa de deșteaptă, ești așa de interesant Cu tine, gen Eu descoper lumea cu tine Și toți cuvintele astea, el mă ridica parc, știi, în slay. <laughs> Și da, am, am devenit foarte încrezut Cu tine, eu acum fac față La orice comentariu negativ Pentru că eu știu și sunt eu mm -hmm. Și asta e datorită lui Cristi, Îi datorez lui Asta Dar tu, tu acum mai ai complexe? E te, stai uite în și... Da, da, complexe și ține de aspect fizic eu am uh, și aș vrea să schimb tot am, dar uh, oricum. Și ține de interiorul meu, de uh, ce ce cred eu sau cum asta. Și ești sigur, știi cum? Principii. Uh -huh, da, iar principii. că uh, Asta nu schimb nimeni. pentru că eu stau firm. <laughs> Dar în învățășare, da, cred că ca și orice persoană. Iată, care sunt principiile tale pe care le ai și te mândrești foarte mult cu ele? Hm. Eu mă mândresc că eu pun pe primul loc relația cu soțul. Mm -hmm. Da, pentru că eu de timp spuneam și o spun că pentru mine e prioritar eu cu soțul. Și după copii, Pentru că dacă mm -hmm. ai o relație armonioasă cu partenerul tău cu soțul sau soțul cu soție, uh, atunci aș copiii o să fie, uh, o să, văzând exemplul tău, o să fie și ei fericiți. Pentru că dacă tot accentul tău dai copiilor, da, toată atenția ta e pe copii uh -huh. și soțul rămâne undeva acolo în lista după spalarea rufilor, apu, mai devreme sau mai târziu copiii ăsta o să observe, și o spună aha, tata la noi e așa, da? Tipo, undeva la final. Uh, plus copiii nu pot manipula când îi văd că mama cu tata sunt pe primul loc. Eu asta promovez, eu asta am văzut în familia mea, eu... adică la părinții mei mm -hmm. și eu asta foarte mult respect. Și eu o să învăț așa copiii. Că din tâi merge soț și soție și pe urmă deja copiii. Ați avut momente în care voi încă un pic și renunțați la relația voastră? Poate și înainte să apară eu gen primul copil sau poate chiar și... La mine, pentru că eu sunt o persoană foarte emoțională, mm -hmm. da? Emotivă sau nu, nu știu cum. E. E emotivă, dar și emoțională mi se pare. Că e e. Emoțională, da. Uh, mine foarte ușor mă copleșesc emoțiile mm -hmm. și eu încă iubesc să mă arunc cuvinte. Care după regreți, că le-ai spus. Da, hai, gata, dacă nu-ți place ceva, hai să divorțăm. Ok, nu a fost așa de des, dar eu pot să-mi permit așa. Uh -huh. uh, din păcate, eu nu spun că asta e bine. Uh, prim, primii trei ani, sigur că în relații, după, căs, adică după și ne-am căsătorit, primii trei ani erau cei mai grei. Pentru că cumva n i îmi place asta, dar n nu-mi place asta și hai fă cum faci asta mama mea, dar hai tu fă mm -hmm. asta cum faci tata mea și... Dar, cum asta se numește? Pritircă, da? Nu știu cum în română. Nici nu-mi Când voi vă acomodați unul cu altul. Mm -hmm. După ce a apărut, știi când în orice cups când apare un copil sau se face... Sau relația devine mai bună, sau relația devine și mai rău decât mm -hmm. fost. La noi, slava Domnului, a fost prima variantă. Mai bună. Da, unde noi ne-am regăsit în a fi părinți, eu așa pot spun. Și să divorțeam chiar niciodată nu a fost serios. Doar gânduri. Doar și... gânduri, da, e prima dată. Asta eu foarte tare m-am enervat pe Cristi. Eu nu țin minte care era motivul. într atât de tare m-am enervat că eu eram gata să arunc cu dânsul să arunc într cu ceva. Eu nu țin minte din nici cauză, dar eu țin minte că peste 3 zile eu am aflat că sunt sarcinat mm -hmm. cu Eugen. A doua oară eu îl alungam din casă, și zic că iețe te și du -te de acasă, pentru că eu credeam că el mă înșală pe mine. Asta tot așa de prostește și tot peste o săptămână eu aflu că sunt sarcinată. Așa, niște momente, adică eu știe, organismul meu știe, știe că eu sunt sărcinată încă prin hormoni, încă mm -hmm. înainte ca testul să arate pozitiv sau negativ. Uh, da, și tot asta era erau hormoni, clar lucru. Și a treia oară eu deja, nu se minte dacă am făcut ceva conflict, dar a treia oară uh, nu eram în reparații, mm -hmm. și eu foarte prim scări din lemn. Și cred spunea, trebuie scări turnate. Scări din lemn. Skertiornate. Aš sakau, jei tu nefai nu skertin lem, tai aš divartuosiu skertin. Sigur, kad tai, žinai, kažkaip. Taip, mes esame seriumi. Taip, bet aš labai tarei, vroiam, kad kosa, esi taip, kaip noriu, kad aš maistų ant rinsa labai gerai. Ir, plau, arum, lau, esu skertinatė, su deasupra, su lem. Asta voiam să te întreb da. și totuși casa e așa cum și ți-ai dorit? Da, el, Totul el e așa foarte... Nu m numai cu scări, el nu mi-a dat voie să fac așa cum vreau eu și sunt foarte mulțumit că totuși scările sunt turnate. În rest, el întotdeauna mi-a dat libertate. Vrei mm -hmm. restri avem ferestre negre uh -huh. de neagră, uh -huh. vrei ușa albi bine, vrei așa teracot, nici o problemă, vrei așa pat, în mi-a dat libertate, în absolut tăt, pentru că eu am gust. Cine a fost mai implicat, iată, ce ține de toate detaliile, în casă, mobilă, cum ai spus și geamuri, uși, tot? A, tot noi am fost împreună, împreună să alegem, dar așa cum Cristi Pictor, și mm. da, și el trebuie să fie arhitector mm. după dorința lui Da, 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 el a terminat școala de pictură și el foarte bine desenează. Și la dânsul, știi cum el vede imaginea în, de plină? eca eu nu știu cum să explic dar la noi încă era atât variantă sură dar el deja știa ce unde o să fie și ce cum o să stai. Uh -huh. și el în tot mă ajuta eu spunem uite, vreau ea ca așa și el spune uite te, cate dacă tu vrei așa te racot, înseamnă că asta nu se combine de exemplu, mm. prizele pe care tu le vrei nu o să combine. Așa că tot împreună, dar până la urmă alegeam și ei și-mi place în ea mai tari, <laughs> Dar cu, cu sfaturile lui Cristi. Pentru mm -hmm. că eu înțelegeam mai omul ăsta e mai informat în chestia asta decât eu. Dar cine cedează mai mult? Cristi. Cristi, Cristi da. El, el pentru pace gata să fac tăt, știi? Mm -hmm. Bine, Cate, hai. Dar, dar așa e gen de persoană că uh, eu, de exemplu, ne sfădim pe, pe, chestii sau avem neînțelegeri și eu spun, e că așa trebuie să fie și el spune, ok, ok, dar după, când o să fie așa cum am spus eu, să nu-ți cer scuză. <laughs> <laughs> și, da. Vă cereți scuze da. de Da, da. Asta, chiar dacă n ai greșit cumva, mm. îți el nu merită să cer scuză. Eu oricum îmi cer scuze și el îți cere scuze Pentru că asta e foarte important Pentru mine nu e greu să cer scuze Și îmi spui scuze Dar pentru dâns foarte mult înseamnă asta Pentru că tu realizezi că tu înseamnă Că ai separat cumva persoana Sunt persoane care în gener nu cer scuze Și asta e greu Pentru că cred că nu mai Nu mai iau dreptate Da, nu acceptă părerea Da, Dar cuvântul ăsta și Arată persoane că tu ții la el. Da, și de foarte mult te smerește, mm -hmm. dacă se poate așa de spus. Da. Dar cine dintre voi e mai romantic? Cristi. Care a fost cel mai romantic lucru pe care ți l-a făcut? Cu siguranță au fost mai multe, dar unul care tu, iată acum, ți-a venit primul în gând. Mm -hmm. Dacă să nu vorbim de lucruri materiale, pentru că eu sunt foarte materialist, <gură> eu iubesc Hai lucruri. să vorbim și da. de lucruri materiale da. și nu da, de da, materiale. Da, da, da. Uh, când noi abia începem să ne întâlnim, mm -hmm. să, da, relația noastră abia să începea, el trăie în Dubăsari, la bunica. Mm -hmm. De fapt, el e de acolo, din satul Cocieri. Și eu spun, i am scris că eu ți-aș pregăti un piroc cu vișină, dar n-am vișină. Și el în 30 de minute din Dubăsari, ceea ce e imposibil, mi-a dus vișină. Și asta era așa de romantic, pentru că din partea mea era doar gen. Dacă ai vrea pirog, dar eu n-am vișină și, mm -hmm. și vișnă a ajuns în 30 de minute. Și, nu știu, pentru mine așa era, era de frumos, parcă cam film, știi? Când te gândești și te întorci acolo 5 ani în urmă, zici, ei, doar o vișină. dar... Da, au fost frumoase din partea lui. Și tot timpul era, știi, foarte la nevoie. Mm -hmm. Se întreba asta, eu ajung în 5 minute. și, Adică, asta era riscant pentru dânsul și pentru viața lui să ajung. În deci, dintre... el îți demonstrează dragostea lui prin acțiuni. Da, da atât prin vorbe, <coughs> cât și prin acțiuni. Da, dar eu foarte tare iubesc cadourile în genere. Mm -hmm. Dacă să vorbim despre cadou material, și el știe că eu foarte tare îmi doresc inel de la cartier. <coughs> Și da, eu știam că el n-are de unde, adică la noi bugetul e comun, toți banii care vin în familie se strâng într-un loc, da? Și eu știu veniturile lui și el știe veniturile mele. Și eu cumva înțelegeam că nu, nu avem noi ca familie suma asta ca pentru inelul pe care eu nu mm -hmm. doresc. Și ziua mea, la 23 de ani, el îmi face mie cadou inel cartier. Și el până am unul îmi spune de unde el, el are banii ăștia. Eu nu știu, poate el îi strângea mult, pentru că eu un an mi-l doream. Și da, e gata. Foarte frumos. Mulțumesc mult. Eu în genere iubesc aurul alb și el asta știe și el e foarte atent la detalii. Un pic m-am lăudat, dar Lasă că e bine. Știi, bărbații ce trebuie să facă. Da. Mulțumesc. Așa. Voiam să te întreb și cum ai fost tu cerută în căsătorie? Pentru că eu chiar te urmăresc de foarte mult timp, dar mi-a scăpat această informație. da, nu era nimic deosebit, dar sunt foarte mulțumit că nu a fost față de toți. el cu prietena mea s-au dus, sau ales în el, au cumpărat ceva, un buchet mare. Eu eram la universitate și el m-a la universitate și eu mă uitam că Catea, Katia, prietena mea, e cu dânsul în mașină. Nu știu și vă Adică, nu că, se seama, că era prea brusc să mă ceară, nu credem că o să mă ceară peste două luni de relație, mm -hmm. dar, sincer, mă dușeam acasă cu gândul că el am așa să spună că mă înșală pe mine cu densa, Eu, <laughs> Gândurile da, tale sunt periculoase. Da, 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 eu spun că am niște gânduri strani. Și când noi ajungem acasă și e tot, era știa, așa o stare neclară, pentru că părinții nu erau și Cristi spune, hai, hai pune ceva să mâncăm și eu pun să mâncăm și zic, da, și așteptăm și el spune, așteptăm părinții tăi și spun, 100 de vreți să spună că, adică, ceva ne ah, da, 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 tăi, da, <laughs> da, da, <laughs> loc să te gândești la ceva frumos, la rău. Da, da. Eu, dar eu, într-adevăr, la mine primele gânduri mm -hmm. de timp sunt ceva negativ. Nu știu de ce. Še, vin parinčiai, šatmosfera diviniai tot mane apasatai, maipresatai, şi... kristis spūni plindžianui, vintai spūni plin, nušappidojai. <laughs> <laughs> Svidikas, kad tradus de yra penktą pirmadienį. Avei emocijų. Taip, taip, taip. Še, jau, štikint. Când... eu înțeleg că ea cam să fie asta și el fără să mă întrebi, eu zic da, 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 da. Și fix în ziua aceea, tata meu cred că foarte tare vreau să mă dai mai repede afară. <laughs> tata suna, dau un restaurant și să rezervez loc. Și da, adică nu era nimic deosebit, dar um, emoțiile care erau atunci, că asta conta. Mm -hmm. da, era față de familia mea, împreună cu prietena mea și sunt foarte mulțumit că nu era undeva, știi, în, în public, public, da. da trauma mea <laughs> cu publicul. <laughs> da. Dar cum l-au primit părinții tăi pe Cristi? Au înțeles um, din dată că dai, acesta el e... el l-a îndrăgit în dată. S-au îndrăgostit de Cristi, cred că, cum și eu. El, el e așa persoană că, cu dânsul vrei să vorbești, el e foarte interesant, el are o viață interesantă, de fapt. Și el e bărbat, bărbat. E ca așa... Știi când te uiți la bărbat și el... E gen așa și în același timp cu tine el e foarte ginga și mm -hmm. te tu așa în palme. da asta Cum ai descrie tu dragostea? Ce mm -hmm. înseamnă de fapt pentru tine dragostea? A, dragostea? Asta când tu ești sigur că persoana care te iubește, te iubești mai tare decât tu pe dânsa și persoana mm -hmm. care, pe care o iubești tu să creadă că uh, tu îl iubești pe dânsul mai tare mai, mai decât el te iubește mm -hmm. pe tine. Probabil ar fi pentru mine o descriere. O descriere, da. Oricum, știi, dragostea nu poate fi descrisă pentru pentru cineva, dragostea e respect, pentru cineva, dragostea e răbdare uh -huh. și foarte mult depinde de persoana pe care tu iubești. Pentru mine, dragostea e ceva foarte frumos, pentru că, uh, pentru că nu știu, am avut parte de o dragoste frumoasă. și am. Tu cu Cristi ați stabilit câteva principii în relația voastră, de limite, să nu faceți aia pentru că dacă nu, nu va merge relația. Care sunt aceste principii de bază care întotdeauna vor exista în relația voastră? Păi sigur, <coughs> sigur că înșelăciunea, uh -huh. n-am iertat-o nici eu, nici el. Asta ar fi deodată, la revedere. În rest... Noi foarte multe chestii încercăm să discutăm, dar nici nu pot spune că o fost, adică să ne așezăm ambii unul față de altul și spun asta nu, asta mm -hmm. nu, asta nu, dar cred că pe top stă că dacă înșală, eu, dacă înșală el, eu plec și dacă înșală eu, el pleacă. Eu plec. Asta, asta e 100%. În rest, sigur că dacă o să fie nerespect, știi, cumva, ca eu să-l să-l fac din nimic față de oameni, față de copii. Asta tot cred că ar fi o distrugere a dragostei. Dar nu cred că. Despre asta încă mai spate de discutat. Uh -huh. Dar dacă a fost o infidelitate, asta. Simplă vedere. E că dacă ar fi să te întreb ce nu ar ierta Catea niciodată, ar fi infidelitatea sau totuși mai există? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, infidelitatea. În rest eu o Eu pot să iert totul, dar infidelitatea, știi asta când deja nu-ți respecti propria alegere și... Pur simplu, în cazul meu, dacă Cristi m-ar înșala, asta ar însemna că tot și-am zidit noi atâția ani, pur simplu să distrugi. Și credința mea în dragoste inclusiv tot. Și fix așa cred că și pentru Cristi. Pentru că noi de foarte tineri suntem împreună. Și da. Iată, o să vorbim despre scopurile ale tale, dar probabil și a lui Cristi împreună. Tu ai spus scopurile pentru 2022. Să fiu mai încrezută, să pot spune nu, să fiu mamă și soție bună, să terminăm casa, să jertfesc mai mult, să vizitez trei țări noi. Care dintre aceste scopuri nu ai reușit să le realizezi? Casa, noi deja știm. Ați da. reușit. Mai aveți de muncă, dar totuși ați reușit. Interesant. Asta. Eu am scris într-o postare. Da. Și eu am devenit, după asta pentru a treia oară mamă. Nu. Da. E nu m am uitat data când ai scris. Da, postare, da, da, dar... da, Pentru că eu am rămas însărcinată la sfârșit de ianuarie. Da, da, da. Ia și interesant. Uh, Trei țe... hai, să, hai să le luăm pe rând, să da. fiu mai încrezută. Ai da, reușit să da, devii mai încrezută da, 100%, da. Să pot spune nu. Cu ce mm -hmm. are legătură? Deci, tu e greu să spui nu, mm -hmm. să refuzi oamenii. Da, da, da. Știi, când sunt categorie de persoane, când e mai greu să refuz oamenii pe care eu nu-i cunosc, adică decât uh, pe oameni pe care, la care eu țin și pe mm -hmm. care eu foarte tare iubesc. Și eu, uh, Cristian timp spune, tu iei de la copiii, tăi și de la alții. Tu iei de la nou, de la alții. Tu iei timp te și de la alții. Și uh, e că asta era. Din, anume, din motivul ăsta, să pot spun nu. Și totuși trebuie să mai lucrezi mm -hmm. la asta. Da, de mine iubesc să folosească oamenii. Nu știu, poate eu așa. M-aș folosi mm. de <laughs> Să fiu mamă și soție bună. Da, Cu siguranță da. ai reușit, dar totuși există ceva la care tu știi că în acest rol de mamă și de soție tu trebuie să mai lucrezi la ceva. Sigur. la tâqui ce dacă... la ce avansa? Uh, eu aș vrea să fiu mai atent față de dorințele lui Cristi. E ca iarăși de singurătate sau da, mm -hmm. să fiu singur. Eu nu te timp îi dau voie. Eu îl țin lângă mine, e ca aici stai. Uh, în uh, mamă, eu, eu cred că pentru orice copil, mama pe care el o are e cea mai bună. Dar eu oricum am asupra la ce lucra. Mm -hmm. Pentru că eu, eu spun, cu eu gen am făcut foarte multe greșeli. Și cred că el -o, o să crească, o să-mi cer scuze de la Ce greșeli ai făcut? Uite, de exemplu, am, nu l-am ascultat acolo unde trebuie să fie ascultat. L-am pedepsit acolo unde el nu merita să fie pedepsit. Pentru că el e copil, știi tu? Eu, de exemplu, eu am cerință mari de la băieți și după înțeleg Eugena yra be 3 metų. Unelė mami, kaip lapteazla, 3 metų, vaikilor. Mm -hmm. Dar, ja, nuo vaikio, maniau, rokas, kad esi iškratę kamerą, kad ca jis spa, sambrai, ir senguri. Lainui, su Eugena, yra e problema, kad jis nesiere nu lau litis. Jis detinfelėžiai, dar, ja, mm jis -hmm. e ką įskuti. Glinkauza, aš, ja, suntu ne vankį, judekata, dar, insu, su Simonu, lainui, jis yra primit. Eka, Simonas, cere. Simona, jį kunančiu, 3 mėnesius, manyk, dikti Eugena. Ką, jo, 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 dar iată, în asta eu mă consider că eu am scăpat cumva în momentul cu eu gen că să l am traumat. Știi, cumva, și aș... Mi-aș cere scuze oricum de la Eugen pentru multe. E foarte interesant ce spui, pentru că Eugen, cum are o vârstă mică, tu deja spui că ai greșit în fața lui și o să ceri scuze, ceea ce multe mame nu, nici nu se gândesc la asta. Nu că aș cere eu scuze, că la o vârstă atât de fragedă de eu am făcut nu știu ce. El probabil nici nu a în minte. Da, cu siguranță. O, de și am da, menționat dar, asta. Dar oricum, știi, eu ca să mă simt mai bine, când el mm -hmm. o să crească, eu spun, uite, eu acolo am greșit, da, și îmi cer scuze. Da. Pentru că oricum tu faci multe greșeli cu copiii. Da, e inconștient, da. da, da exact. Tu n-ai de unde să știi, chiar dacă o să citești toate cărțile în, în teorie și o să privești toate videorile pe YouTube în teorie, în practică e cu tot altceva. Da, și din practică și se învață. Cărțile da. nu te mai învață cum da. să fii o mamă bună. Da. Asta <laughs> și în general, o mamă bună e tu ești o mamă bună, mama mea e mama mamă bună, și fiecare mamă e bună, fiecare da, mamă exact. e perfect pentru copilul uh -huh. ei. Da, și cu toate greșelile că și copiii greșesc și mamele da. greșesc, părinții da. în general. Deci să terminăm casa. Tu ai spus că asta ți e scopul pe care l-ați reușit, obiectivul, și tu ai spus că casa voastră nu este, nu ține deloc de un obiectiv material, dar e mult mai mult decât atât. Și vreau să te întreb, ce înseamnă construcția acestei case pentru voi? Uh, uite, noi când am început să construim casa, tot ce am avut, asta, banii din vânzarea apartamentului. Adică din banii din care ne-am vândut apartamentul, tot ce am putut să cumpărăm, o casă în variant sură. Dar variant sură, asta nici măcar nu e variant alb. Asta pușim pe uh -huh. pereți suri, așa nedrepti și noi cu crește foarte mult am muncit și fiecare bani care vine în familia noastră, fiecare colaborare pe care ne-am avut-o, asta era um, în, în casa noastră. Tot sufletul mm -hmm. nostru ne l-am dat acolo. T noi, pentru fiecare mărânțuș, ne dușam să-l alegem noi singuri, știi? E una când tu vii cu un sac de bani, de la o companie și spui fășeți-ne mm -hmm. ca așa cum ne-a făcut designerul. Eu nici designer n-am avut. te am făcut noi. Și acum când mă uit la plodul sunt foarte dispus și ibirii noastre pentru că cumva, știi, noi am depus foarte multă dragoste în casa asta, foarte mult timp. Noi undeva renunțam la să ne ducem sâmbătă cu copiii să ne distrăm, și la lăsam mm -hmm. la bunica, dar ne duceam acasă ca să verificăm dacă e așa cum vrem noi. Noi n-am avut încălziri iarna, acolo tot erau probleme, trebuie să și părieței, noi trebuie să cumpărăm duș, în fine, erau așa de multe detalii care ne-au format și pe noi ca personalități, că eu mă pot ferm să spun că eu am participat în construcția mm -hmm. casei. Eu știu, <laughs> foarte, eu știu prieturile la tet. Da, da. eu știu cum se face asta. Așa că, da, că asta e mult mai mult decât o realizare materială. Care a fost cea mai mare provocare pe care ați avut-o în construcția casei? Au fost momente în care ați spus: că Noi n-ați Sau. Sigur. <coughs> Banii. 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 Niciodată nu se ajung bani pe ei și vrei, dar știi, domnul, așa lucrează, că câteodată banii vin de acolo, de unde nu te aștepți. Eu pot spun, eram gata, s-a terminat tot ce am avut, e că nu mai aveam bani din mm -hmm. nimic. Și aici contract nou pentru mine sau pentru Cristi sau pentru ambii. Și nu e așa. Wow! Cum asta e interesant, lucrează! Mm -hmm. Și noi am finisat, am finisat chiar mai mult decât ne-am așteptat. Noi n-am crezut că anul ăsta noi o putem să facem izolare la casă. Uhum. Dar la noi nu că -o primiți să facem izolare la casă Dar și să facem și fațada. Și încă și garajul să-l terminăm Și dacă te domni poate și pavajul Dar asta deja nu bag mâna în foc Da, cu timpul, cu siguranță O sută da, sut Adică da? știi cum, acum deja sunt bani Dar timpul e nepotrivit pentru ca să pui pavaj Dar a fost uh, greu să vă decide, decideți Cu locația sau casa chiar anume sau, nu știu, nu, a fost ceva rapid sau v-ați gândit foarte mult la... Nu, 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 nu. foarte rapid. rapid. Noi înțelegem uh, cu Cristi că în apartament noi deja nu încăpem. Uh -huh. Era deja Simon, era un apartament cu două camere sigur că dacă vrei cumva te gândești faci, faci față. Dar, așa cum noi cu Cristi suntem oameni foarte ambițioși, avem foarte multe așteptări de la viață și lucrăm foarte mult, eu am spus, Cristi, nu ne trebuie o casă trecând odată până la bunica mea, neni, noi, și marginea străzii, eu văd o casă care pe mine foarte mult m-a atras. Și acolo era, știi, așa, cu roșu, se vinde, da, da, se da. vinde. <laughs> <laughs> și număr de telefon și eu spun, Cristian, sun, interesant, nu-i departe de Chișinău, spre drum de, e, la bunica mea, atât aproape. Și Cristian sună și nu, nu ne răspunde. Și noi deja ne-am dus, ne-am luat cu treabările noastre. Da. A doua zi pe noi ne sună și spun, hai, veniți și uitați-vă. Noi am venit. Pe mine foarte tare m atras, pentru că casa se mâna așa de tare cu casa din anii noi unde eu am copilărit. Mm. Eu am crescut în anii noi și noi am avut o casă acolo. Și e era aproape identic cu asta cu care noi am construit. Adică proiecția, tu intri în coridor camere, 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 camere. Și eu parcă undeva emoțional m-am dus acolo în copilăria mea. Pentru că mm -hmm. știi că copilăria e și ei, de fapt. Da. Și ți-a și cele mai frumoase emoții. Și eu spun, Cristi, trebuie să o cumpărăm. Și eu o costat fix atâta, cu cât noi am vândut apartament. Mm -hmm. Și mai departe deja tot singur. sigur că am luat și credit, ca și orice persoană, dar asta era nu știu, casa asta într-adevăr nu e o nu e doar o realizare materială, materială dar și materială, știi cum eu mă mândresc, eu am 23 și, Christi, și 25 reușit, și ne-am să... reușit da, și e, cine cine ar spune, părinții mei și părinții lui Cristi nu ne-au ajutat nici cum financiar și eu spun despre asta cu mândrie pentru că într-adevăr nu ne-au ajutat uh -huh. și mă mândresc cu asta, încă un pic de laudă. <laughs> Ei v-au ajutat emoțional, părinții voștri. Și emoțional și a stat cu copiii copii, foarte da. mult și tot timpul ne susțineau și spuneau că la voi o să primească, voi sunteți bravo, haideți, haideți, haideți. Plus că și... voi aveați nevoie de casa asta, aici urmează următoarea mea întrebare, voi vă doriți o familie numeroasă, da. mai doriți șapte copii? Sigur, dacă și mai mult, slava Domnului. <coughs> Uite, deja trei. Mama da. 3 la 23, eu când eram la interviu am spus că vreau 7 până la 30, eu un pic mm. <laughs> prea rapid, <laughs> ca te oprești uh, Eu vreau, și până când nu dau de o fată, eu nu mă opresc, uh, cineva a spus că nu niciodată nu să avem fete Asta apropo cineva din Cine medici, da, mm. pentru că asta cumva, cumva lucrează acolo pe Rezus, pe nu știu cum Im finis. Sigurti, ne, kresina asti. Iau, telfti. Iau, žinai, kai du trilei baietui, cepi skriez. Taip. Bet, ne, jokiu, ne, frie, lau, mes primieštie, mes ne, regasit in acest rol, mūsų vaikai, ne, suferi, mes, nu, kuriam deakasą. Ne, kaip, deakasą. Mes esame, na, Moldova, mes esame su kpijais ir. Teisi, ne. Plus că Sucă. eu cred că copiii noștri sunt fericiți în familia noastră. Cu siguranță. Și voi sunteți fericiți că ei da. există. Da. Așa că cât o să dăie domnul? Eu deja nu mă tem să spun asta. Mă simt eu, pentru că foarte mulți să-și fac griji, dar organismul feminin trebuie să restabilească. Eu mă simt bine. Eu am un medic care, sigur că, știi, o să-mi spună că dacă ceva nu e așa. Eu chiar am născut, asta e așa, am născut și întreb de când se face să nască a patrulea? spuneți Și e așa, să uitat la mine deci nu, hai, piste-n an. piste însărcinat. an să rămâi Cât o mai rămas? Notez în calendar, știi? Nu, glumim-glumim, dar eu sigur că mă uit la analizele mele, la starea mea emoțională, la cum eu mă discorc și până când eu la tot fac față. Dacă cumva să că sau se întâmplă Atunci atunci ne oprim noi chiar nu de mult vorbim cu Cristi despre un copil adoptiv spun Cristi, noi putem să dăm atâta dragoste și avem și resurse pentru că sigur că orice copil el costă bani, da, da. să fim serioși cine ce n-ar spune, eu din tâi când l avem doar pe Eugen, spuneam că e de ajuns doar dragoste, nu, nu. chiar. Nu chiar. Dragostea că e prioritară, dar copilul costă bani. Și da. e, câteodată e vorba de bani mulți. Chiar și scuticele numai, numai dacă s-o continui scuticele și hainuțele, astea e deja scump. Mâncarea, da, deci Da, tot. dar copilașii care sunt lapte praf în genere, tu vrei un lapte praf calitativ pentru copilul tău, este despre, mult despre ce discutat, dar eu știi cumva gândul ăsta încă abia gând, în, dar dacă cândva și ambii sunteți pro acestui, acestei decizii, dacă. Eu, mai mult, da, pentru că, totuși la noi în familie era Elie uh -huh. Și Elie era adoptiv. Dar, Cristie, el spune, dacă cum e să-i iubești pe cineva care nu a e, tău, nu e așa cum pe a tău. Dar eu, sigur că. Deci, totuși, Cristi se pune pe gânduri dacă va fi aceeași dragoste, da, dacă nu da, va da, fi da. diferența? Da, da, da. Știi, el spune cumva, e Oricum oricum sigur că Cristi o se poate iubi. Pur da. că noi n-am avut așa experiență, n-avem de unde să spunem. Dar Cristi, de ce teme? Pentru că când e ateu, ești gata să ierți absolut, absolut tot pentru că e tău. Mm -hmm. Dar când nu e tău, cred că cumva înșepți să te pui pe gânduri. Dar asta doar adică eu Gândi, doar vorbesc. Eu nu să... am cum să spun. Mm -hmm. N-am de să știu. Dar Cristi e pro. E, e pentru. Doar că are câteva întrebări. Știi? Da, desigur. Ca, ca, ca și oricine. Da, da. Da. Așa, următorul scop să jertfesc mai mult. Ce da. ai vrut să zici? Prin asta? Noi de timp financiar participăm în, de exemplu, în activitatea bisericii sau la unii oameni care au nevoie de finanță. Uh -huh. Pentru că eu cred în aceea că noi trebuie să dăm ca să avem mai mult. Și asta într-adevăr funcționează. Bine faci, bine da, primești. Da, da, da. Și sunt câteva familii pe care noi, eu sigur că asta nu vorbesc public pentru că o să înceapă că tu te lauzi, că nu știu ce. Sunt da. familii pe care noi le susținem financiar. Cât ar, e că asta de exemplu, un, un salariu, da? E că, cât e salariul din Moldova cel mai mic? 5-6 mii de lei, da? Mm -hmm. E ca noi... E mai mic. Cel da, mai 100% mic. dar noi cam cu 5-6 mii de lei susținem uh, o familie. Mm -hmm. Și încă cu trei alte familii pentru că ei într-adevăr o duc greu. Și eu mă mândresc cu asta. Și am scris asta numai din motivul acela că Domnul să ne nou mai mulți bani, ca noi să putem mai mult să jertfim. Pentru că asta e foarte important. Eu cred în asta. Eu cred că dacă dai, ai mai mult. Și noi avem familie cu care, pe care le ajutăm financiar. Mm -hmm. Foarte frumos! Cum ați găsit aceste familii? Deci, random cumva? Nu, sau... nu, 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 nu. Sigur că nu random, pentru că... Da, nu se știe, da, mint, nu Da, mint. da, da. Uh, prin, uh, prin analiza personală, da? Prin analiza personală sau cum? Ați Noi analizat personal voi... persoanele. A, este. Personal. Noi personal uh -huh. știm de ce au ele nevoie, da? Uh -huh. Adică familiile. Și eu nu pot spun că familiile sunt social vulnerabile. Pur și simplu duc greu. Uh -huh. Adică ei au nevoie acum din noi în viața lor mm -hmm. și eu o bucurați noi putem. De exemplu, la o persoană a apărut un, un copilaj fără, fără să fie planificat și nu fac față. Pentru că e greu să ai un copilaj și da. noi îi susținem pe dinși financiar. Pentru că e una când tu dai bani reali și mămica singură știe ce să cumpere. Și e alta când tu aduci, de exemplu, scutici care merg la copiii tăi, dar copilul da. ei nu o să meargă mm -hmm. și așa mai departe. Așa că eu anume din motivul ăsta am scris să jertfii mai mult, să putem da mai mult. Și e un scop care l-ați reușit și în 2022, da. dar va urma va și urma, în 2023. urma, da, tot timpul vrem să da. Da. Și să vizitez trei țări noi. Ați reușit? Nu, noi nu. Am fost încă o dată în Turcia, am fost în Egipt și am mai fost undeva. Voi, apropo, călătoriți cu copiii. Voiam da. să te întreb, care e cea mai mare provocare? Cu siguranță nu e ușor să călătorești fiind ei și așa mici. Dacă sunt mai mari, altfel. Care e cea mai mare provocare în călătoria voastră cu toată familia? Oamenii. Oamenii care se uită la tine așa, gen... Fu, asta am intrat cu copil în avion, Nu știu și să mă aștepte. Mm -hmm. Și tu deodată începi să simți cumva incomod față de oamenii ăștia dar eu, eu sunt așa persoană că eu nu într în conflict, dar soțul meu, Doamne ferește, odată, odată a fost în caz că abia s-a născut Simon, el avea o lună și noi deșeam în Egipt. Și deja unii moldoveni care erau cu noi în avion erau mm -hmm. deja rășiți. Mm -hmm. <laughs> și uh, o dată spetează în, în jos domnul din fața mea și eu cu Simon, e că așa trebuie să stau înghibușită, mm -hmm. pentru că el are dreptul să dea spetează în jos și eu trebuie să merg cu bebelușul în braț până la trei ani. Mm -hmm. Și Cristi atunci a început un conflict, chiar ba chiar s-a început și Cristi cumva el nu permite ca familia lui să o supere, dar eu putem să rep pentru mine nu era o problemă. Mm -hmm. Eu nu m-am nu, nu mă cu nimeni. Și Cristi a spus, roagă-te la Dumnezeu ca tu să ne nimerești cu noi într-un hotel. Și, Și eu cred așa că, într-adevăr, a... omul s-a rugat. <laughs> eu mă gândeam că o să spui că o nimerit cu voi într-un hotel. Nu, 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 bine. Da, da, da. Dar, nu, Cristi, e... pe Cristi, dacă îl scoți din sărite, e... În special atunci când este vorba despre familia lui. Da, e... da. Și, dar în rest... Provocări, eu mă sunt foarte liberă Pentru că copiii mei au văzut atâtea țări Copiii mei uh, Prind imunitate la mare nu mm -hmm. îmi place să călătoresc cu dâns Și la noi sunt deprinși, să doarmă singurei Să fie cumva independent Să-i pot înnota uh, Unii spun că zborul zboru mm -hmm. Pentru da, zbor. că ești înconjurată de moldoveni Foarte des de oameni care te urmăresc Și când într-adevăr începe a plânge un copil Tu te simți incomod Pentru că te disconfort la tot la avionul și știi, tu vrei să-l liniștești, dar nu te timp să reușești, pentru că mai nu-l chești special, știi, că el da, se înceapă da, să da, pentru da, tetavionul, da. avionul și când încă oh, îți vine cum el, liniștește-l tu dacă crezi că o să-ți mai bine și asta-i asta pot spune despre provocare, care e ca nu ultimul timp ne aduce cel mai mare disconfort. Pentru că, într-adevăr, eu nu pot să-i pun copilului ceva în gură, un dop în gură, și spun, tai din da. în gură. Că... Așa că. Asta. Da, din păcate, oamenii sunt cam răutăcioși. Răutăcioși și neînțelegători. Da, și neînțelegători, exact. Nu se gândesc că pot și eu să fiu una. Sau situație, poate eu fost în așa, așa situație, o fost, da. da, da. Dar atunci când ei sunt în așa situație, le este indiferent da, de da, părerea oamenilor da. și tot așa. Hai să am vorbit despre obiectivele pe care le -a, ți le-ai pus în 2022, unele dintre ele le-ai realizat, dar obiectivele din 2023, poate top 4 sau 3 obiective din 2023. Interesant, interesant. Știi, așa de multe realizări am avut în 2023 și era așa un an de plin, că eu simplu, știi, vreau să spun. Hai! <laughs> și poate se întâmplă în 2020 Oi, scuză scuze! 2023, da! da scuze! Uh, dar cred că, iarăși, aș spune că scopul principal să fiu mamă și soție mai bună decât am fost în 2023. Să vizitez acele trei țări noi Care nu le-am vizitat uh -huh. Ce treia? Ce țări iată, vrei să vizitezi? <coughs> Eu foarte vreau în Germania Să ne meresc uh -huh. Vreau, de ziua mea de naștere Dacă o să primească și dacă Domnul o să vrei cu soțul la Maldivie Astai, aš mama, mau, 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 ma, 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 Eu nu știu, la mine tot așa e de bine, poate o mașină fetița. nouă, nouă fetiță prea repede, chiar dacă, eu știi cum, chiar dacă eu o să rămân însărcinată în 2023, eu nu o să nasc în 2023, adică Luca încă e prea mic, mm -hmm. el are avea două luni și e da. cumva, dar o fetiță în 2024 cu mare drag, <laughs> foarte tare prea Deci e o mașină, spuneai. Poate da, o mașină nouă. Iată, după că ai spus asta în podcast, o să analizăm dacă s-au realizat aceste obiective în 2023 Da, de că sau asta cumva mai, mai prins brusc, asta trebuie da, să da, mă exact. da, Dar ar fi bine și o mașină nouă. Uh -huh. Iată, aș vrea să vorbim un pic despre rolul de mamă, Eugen, Simon și Luca și anume vreau să te întreb cum v-ați decis cu numele băieților? dacă au fost aici contrazicere, cine s-a implicat mai mult, adică cine a spus, nu, eu vreau Eugen, Eugen rămâne, știi? Cum a fost alegerea numelor? Ți-am spus că Cristi e foarte e pentru pace în familie a, a așa acceptat. că, da um, el a spus așa, hai dacă eu dau familia, tu dă numele Eugen <laughs> gen, în cinstea lui meu um, da, e, și îmi place foarte mult numele ăsta eu, mm -hmm. uh, Simon, noi ne gândim între Simon, dar Simon cumva <coughs> e foarte frumos numele, ne tare îmi place, dar Simon e nume care greu, să de exemplu, dacă Simon o să vrei să duc în Europa sau în America sau undeva, o să fie greu Simon. De asta nu-i de ce Simon, dar îmi, îmi place foarte tare. Simon, Simonar, Simonielu <laughs> Da, Luca era alegerea între trei nume. Pavel, Matei și, Luca. Da. Eu am vrut foarte tare Matei. Dar prietena mea care a rămas pe parcurs însărcinată cu încă un băiețel, dar la dân și tot să scumă. Și eu spus, uite, nu te supărat, dar eu o să numesc pe băiatul meu Matei. Și am spus, mai dar hai ne gândim la, un alt nume. Poate, știi, de la Dumnezeu a venit că nu Matei data asta, mm poate a patrulea Matei sau a cincelea. Și băiețul mi s-a dus la grădiniță, unde a început să vizitează, adică să frecventează grădinița, Era un... Noi aveam chat de părinți. Și tot timpul scriu până ziua, bună seara, pregătiți-l pe Simon sau până seara, pregătiți-l pe și era o mic care scrie Bună seara, pregătiți-l pe Luca Și eu spun, wow, și un interesant Luca, nici nu m-am gândit Hai Luca! Și așa cum va Luca Luca, dar oricum ne dușeam la maternitate încă Cu gândul că poate Matei, poate Pavel Poate mm -hmm. Luca Și așa cum, nu știu dacă știi Dar am avut o naștere foarte interesantă e Extraordinar de interesantă Tu ai povestit pe Instagram Da, 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 da. cu întoarcerea copilului da, da, cu... da, da. Era o zi cu soare Dar eu n-am văzut asta pentru că unde naști, e ca e cam ca aici, nu sunt ferestre. Uh -huh. uh, <coughs> 16 septembrie, și așa cum l-a întors, dar Luca înseamnă lumină. Și am spus, nu pe să l chemi Luca. Eu când am văzut, am spus că asta e Luca. Luca ce bă tare, lucușoră, lumea, eu tare eu, zi... eu, rar am întâlnit uh, numele Luca. Nu știu. Da, că acum, mai... cred că acum e destul de des pentru că chiar în grupă la băieți uh, zdoi Luca. Luca și Lucas. Dar mm -hmm. la noi e Luca. Cu, adică. Da, acum copiii mă gândesc că au uh, mai des numele acestea, dar noi, ah, prin da, maturi, da, da, nu prin nu, am nu, 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 eu tot nu. Matei încă mai întâlnim, da. da dar Luca nu. mm -hmm. uh. Nu e chiar foarte frumos. Mulțumesc. Eu. Dar Eugen, ce semnifică în cinstea bunelului, dar ce semnifică? Ah, eu nu-ți în minte. Nu, chiar nu-ți minte. Nici Simon nu-ți minte ce semnifică. E ca lucrați în minte. <laughs> Trebuie să mi <mă> informez. <laughs> care sunt, top trei valori, chestii pe care tu neapărat vrei ca copiii tăi să le aibă pe tot parcursul vieții? Mm -hmm. Eu tot timpul spunem și scriem și vorbeam că pentru, în primul rând vreau ca copiii mei să fie oameni. E ca mm -hmm. om cu litere mare. Ca când se vorbească despre Eugen sau când se vorbească despre Simon sau despre Luca, spun că asta e om eu pot să am încredere în trânsul eu, niciodată nu o să fac asta. asta. asta e calitatea, cred că cea mai importantă, care eu vreau să plantez în băieții mei, ca ei să fie sinceri, ca ei să fie buni, blânz și... Pentru că, știi, așa de mulți oameni răi acum și pentru mine să fie un om bun e doar o... doar un plus. Voi ați spus că neapărat doriți și faceți asta zi de zi ca copiii voștri să se simtă importanți. Da. De ce acest aspect este important și cum faceți voi acest lucru ca ei, iată, la o vârstă mică, să se simtă că sunt importanți? Noi tot timpul le cerem părerea. Mm -hmm. Chiar când ne ducem la un magazin de jucării Noi, știi, cum părinții de obicei Aleg să nu iei copiii cu și Pentru că să nu facă acolo Isteric, da, să nu Dar uh, noi tot timpul luăm băieții cu noi Și întrebăm, ce ai vrea tu să alegi? Alege e ca și vrei tu uh, Și de obicei, Cristi cumva vorbește Din tren și din mașină Pentru că ei sunt destul de deștepți, știi Copiii nu sunt proști Spune, uitați-vă băieți, voi aveți un buget limitat fiecare din voi are câte 500 de lei. Eu e clar lucru că nu înțeleg. Uh -huh. Și el le dă banii ăștia spipăi să, să înțeleagă. Uh -huh. da. Și noi ne ducem la magazin și unul alege una, pe urmă unul alege alta. În mașină ei se învață să uh, se împarte. Pentru că Eugen, de exemplu, a ales un autobuz, Simon a ales o mașină și Simon deja se uită la autobuzul lui Eugen și lui îi spare mult mai interesant autobuzul lui Eugen. Și dacă că noi tot timpul cerem părerea. Tu ești gata să te schimbi cu Simon? tu vrei să te schimbi cu Simon? Pentru că dacă tu nu vrei, tu nu te schimbi cu Simon. Uhum. Sau dacă tu nu vrei să dai jucărica ta uh, să te împarți cu noi, să știi cum la teren de joacă, de deci, ce copilul vostru nu se împart cu jucărica? De deci, ce voi nu-mi dați telefonul meu, telefonul vostru mie? Uhum. Pentru din și jucărica e tot așa de prioritară ca mașina pentru noi și ca telefonul pentru noi. Eu nu pot să spun, dă-mi rog frumos telefonul. Deci, dacă tu nu vrei să l dai. Așa că noi foarte mult îi ascultăm și noi spunem că tu, dacă nu vrei să te împart, tu ai drept să nu o faci. Și eu nu știu de unde în genere a venit, tu ești obligat să te împart. hai, da, vai acolo. Nu, 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 nu. Foarte interesant și important că voi nu percepeți copiii ca copii care nu înțeleg nimic, dar din contra, nu, ca oameni da. care au părerea lor, care uh, sunt... Uh, care trebuie să aibă decizia lor. Da, e dar, foarte important. Dar uh, să nu pară că noi suntem așa de liberiști, da, sau da. Uh, este subordinare. Uh -huh. uh, noi cerem părerea în lucrurile care, uh, în care ei sunt gata. Eu nu pot să vin la și dar uh, cum credeți? Ar trebui mămica să ducă la lucru sau nu, știi? <laughs> da, <laughs> adică, da. Adică uh, să nu pară că copiii sunt pe primul loc sau ceva. Uh -huh. uh, eu pot să întreb părerea ce ar vrea ei să mănânce seara. Știi? Dar îi le dau tot timpul alegere. Asta sau asta. Să nu da. inventez și să mi spună. Pentru că la noi sunt la o dietă special și e mai greu un pic. Mm -hmm. Dar în ce înci pot ei să facă alegerea. Eu le permit. Eu le permit să implice în toate lucrurile casne. Și ei vor să apies pe robotul ăsta pălisos de 10 ori. Lasă să apes, să vadă cum funcționează. Vor spune handle-ul a spălat. La noi Simon îi... <laughs> răspunde pentru hainele la spalat asta așa sună, el nu permite la nimeni să apropie că el vrea să pună toate hainele murdare de la grădiniță, el să le pună la spalat, lor tare le place să apiesă butoanele mm -hmm. și noi, noi le permitem să implici, pentru că ei trebuie să simt importanță e, pentru, pentru, părinți, pentru noi, pas părerea lor. Și știi când copilul te timpul e cumva dar nu, nu interesant ce crezi tu. Nu, nu, nu. Hai închide gura, hai mm -hmm. nu știu ce. Uh, copilul când crește pe o persoană mare, adică crește o persoană, da, un om mare, uh, el crede că și oamenii care îl înconjoară tot nu sunt cu interesați de părerea lor. Dar eu vreau ca băieții mei să știi că părerea lor contează și să știi că ei au dreptul la părere și poți să o spună, chiar dacă pentru cineva e nu contează. Mm -hmm. e contează pentru noi. Tu ai avut uh, trei sarcini și vreau să te întreb să vorbim un pic despre asta. Ce a fost uh, cel mai greu? Poate ai avut uh, toxicoză, poate? Și care a fost cea mai grea sarcină, de fapt, pentru tine? Mm -hmm. Eu am avut toxicoză la toate trei sarcini. Primele trei luni eu trăiam trăiem în baie. Mm -hmm. uh, și nu pot spun că toxicoza e cel mai greu. Cel mai greu pentru mine e în toate trei sarcini. Asta e uh, ultimele săptămâni când tu deja aștepți. Așteptarea asta când, mm -hmm. când vreau să-l văd. Uh, dar în rest, eu foarte ușor duc sarcinele. Eu sunt foarte activ în timpul sarcinilor. Eu nu am... Uh, Unica, unica asta e toxicoză. Știu femei și le înțeleg durerea, au varicoze, știi, când iese mm -hmm. vinile, sunt înflă picioarele, le este greu să respire, pe dureri de stomac și n-am avut nimic din asta. Și, într-adevăr, să duci un copil, asta e wow, toate femeile care sunt mame Niski poklon. Voi sunteți bravo. <laughs> Iată, tu nu crezi, după cum te urmăresc, eu nu crezi deloc în stereotipuri, de exemplu. Nu, nu pun fotografia nu. copilului pe internet pentru că vorbele rele și tot așa. Da, nu, 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 nu. ai nu. deloc stereotipe. Deloc. Da, dar asta stereotipe sau cum asta se numesc? Că... Stereotipe, da. da. Nu, Vorbe da. Uh, din popor care alege cred sau nu le cred. Nu cred toți copiii mei au fost postați de, <gângu'> din prima zi și toți, slava Domnului, nu-s botezați, da, pentru că mai menționez că nu botezăm copiii și nu, nu cred, nu cred. Dar iată că vorba lumii, crezi în... Nu că crezi, dar contează pentru tine ce zic ceilalți? Te afectează? <coughs> da, da. Cine nici n-ar spune, știi, că pe mine hate nu mă afectează, el oricum undeva rămâne, dar eu simt foarte ușor peste dânsul trec. Uh -huh. Dacă mie îmi spune critică o persoană la care eu mă zic, wow, eu vreau să fiu ca dânsa, dacă când pe mine mă critică un om la care mă uit și zic, eu nu vreau așa viața ca ta, eu nu, mm -hmm. nu vreau să accept critica din partea ta, pentru mine e foarte ușor. Vine foarte rar, nu, ba chiar, niciodată, nu m-au criticat, o persoană la care eu mă uit și spun, wow, eu o să accept asta din partea ta. Vine mm -hmm. câteodată, eu, vorbim despre critică neconstructivă. da. câteodată eu sigur că primesc mesaje și critică constructivă cu care eu sunt de acord. Da, la mine, într-adevăr, copilul are trei ani și el încă nu se cere. Care e problema, eu nu știu, eu nu, nu, eu nu mă să din cauza asta mamă mă, pentru că am un copil care se cere. Uh -huh. Și eu cumva nu pot nu pot să înțeleg care e cauza. Dar uh, critică de asta că tu ești mamă ră, pentru că la tine copiii doar aparte, sau iau nevoie de dragoste și afecțiunea de mamă în timp somnului, nu, eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord. Eu... Asta e un exemplu. Eu din data <laughs> am spus că eu așa o să fac copii <laughs> cum faci cătii. De Mulțumesc. ce ar trebui asta să fie un... La noi Luca doarme aparte. El, Luca din primele zile din, din, maternitate doarme aparte. Eu gen de maternitate doarme aparte. Simon din maternitate doarme aparte. Eu nu sunt gata. Patul meu e patul meu și patul soțului. Mm -hmm. Gata. E, ei n-au nevoie de mine noaptea. Dar chiar dacă nu știi cum, dar dacă febră, dar dacă are nevoie de apă, dar dacă sunt nedușe. Dar dacă, dar dacă nu, Apa, te timpul e lângă dân și dacă ceva pot merge, pot străga în caz de ceva. Adică n-am avut... Dacă începe a plânge totuși, tu nu ești în altă casă. Da, da, te e regulă. Suntem în chemer vis a Exact, dacă vom sta toată viața, dar dacă, dar dacă, da, da. Atunci viața avea să fie formată doar din dacă. Și nimeni nu avea să iasă de acasă, pentru că da dacă eu de acasă și mă pălește mașina... Da, exact. Au fost comentarii care te-au afectat atât de tare că tu ai plâns din cauza celor cuvinte? Da, 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 da. Um, am fost la Dărin Galben la interviu uh -huh. și un interviu foarte, știi, de asta, care... Au fost foarte mult hate. o trezit mult hate. Și a fost un comentariu acolo, o scris așa, Ete, credeți-mă, fata asta nu o să ajungă nicăieri la cât e de proastă. Și eu... Mm, zic, ok. Și cresteam că nu a fost la Dărin Galben la interviu. Comentar am plăs foarte mult din cauza mm -hmm. lui, pentru că îi cumva, parcă e, uh, cum cuvântul este în română, Prăcleate. Uh, blestem. Blestem, da. O, pentru mine a sunat ca un blestem. Eu sigur că doamna care o scris, nici nu ține minte că o privit măcar interviul meu sau șc mm -hmm. eu sau. Și cumva comentariul este e ca timp de trei ani, el tot în picură la cap, știi? Și eu parc cumva încerc să demonstrez pentru comentariul ăsta, uite-te unde am ajuns eu, uite-te și-ți realizat eu. Și da, asta a fost un comentariu foarte traumat pentru, traumant pentru mine, mm -hmm. pentru că afectat. Da, persoana probabil nu a pus nimic nimic în cuvintele astea, dar pentru mine a sunat ca un blestem. Ce înseamnă pentru tine Instagramul că am început să vorbim despre hate? Ce e pentru tine această platformă, care cu siguranță e și o sursă de venit pentru da, tine? Da, da, da. Eu iubesc instagram mi Mie îmi plac stories-urile, îmi place, îmi place că eu pot să arăt viața mea în niște filmulețe scurte, dar mm -hmm. care fac o, o imagine, da? Sigur că Instagram-ul e și jobul meu. Ba chiar pot spun că jobul de bază Pentru că la de bază. noi e, e deschis SRL la noi tot e oficializat Transferuri, chestii uh, Și Eu iubesc Instagram-ul Pentru oamenii pe care mă înconjoară acolo Eu cu mulți urmăritori am devenit uh, Nu știu, noi știi Vorbim, câteodată ne schimbăm cu niște fraze uh -huh. Dar mie îmi sunt dragi urmăritorii mei Eu îi socot într-adevăr familia mea Eu uh, Nu știu, eu iubesc ceea ce fac pentru, sigur că pentru pri, în primul rând Instagram-ul e hobby și deja da. uh... faci asta din plăcere, da. publici din plăcere da. nu anume pentru ca să primești niște bani, știi? E totul din plăcere Corect. Vreau să te întreb uh, care este scopul tău de bază pentru acei 400 de, mii, 436 de mii, dacă nu greșesc, de urmăritori pe Instagram care este scopul tău? Ce le transmiți tu zi de zi? Ce vrei să le transmiți? <coughs> uh -huh. Eu vreau să transmit uh, simplitatea pe care o am. Eu sunt o persoană foarte sinceră mm -hmm. și uh, eu încerc să transmit ceea ce eu nu văd în, uh, în Instagram. Adică că la mine copiii pot fi fie murdari, că pot să mănânci și glot, că să fii mamă ne... știi cum... nearanjată în fiecare zi, okay. eu vreau să fiu sinceră și eu asta aș translez și cred că oamenii asta își apreciază Vreau să te întreb ce înseamnă fericirea pentru tine și ce sau cine te face să te simți fericită zi de zi. <laughs> pentru mine fericirea să fiecare detalii, orice emoție, că, de exemplu, eu sunt fericită că eu sunt acum la tine. Uh -huh. Pe mine e foarte ușor să mă faci fericită. Eu ușor primesc, știi, accept să fiu fericit, îmi permiți să fiu fericită. Mulți oameni am. Um, au sursă să fii fericit, da? De exemplu, sunt sănătoși, la și bine, dar ei nu-și permit să fii fericit. gen asta e prea puțin, eu trebuie să fac mai mult. Um, așa că eu, din tot, sunt fericită. Știi, eu pot să ies afară și spun, wow, și zi minunată, dar pot să ies zi, și zic, doamne ferește, zră, capieț, eu nu vreau să fac nimic. <laughs> așa că multe lucruri pe mine mă fac fericită. Și fericirea pentru mine constă în detalii. Știi? Pentru că când e formată din multe, multe, multe detalii și când te uiți în ansamblu, zici, wow! Ia asta e fericire. Când ai simțit tu că Dumnezeu este lângă tine? Recent. <laughs> Eu povesteam că când am fost, trebuie să nască a treilea mm -hmm. am avut două nașteri naturale și la ultrasonografie îmi spun a treilea e nici nu se discută. Și eu așa de tare mă rugam la medie și spun, eu știu că este așa o procedură de întoarcere a copilului, vă rog frumos. Și ne spun, nu, și cu tine, nimeni, nu, nu, nu. Și pe data de 16 eram programată la cezăreană și era un medic care a spus, uite, eu o să încerc, dar te rog, să-mi nează toate documentele, că mm -hmm. în caz de ceva mortu tu, mori copilul, mortu tu cu copilul. Și eu da. nu m-am temut absolut deloc. Și iată, noi ne coborâm, pe mine cu pe un pat mă coboară, și spun, tu ești gata pentru procedură? Eu spun, da, îmi pun epidurală, îți spun epidurală pentru că pentru orice eventualitate, dacă cumva nu merge ceva bine, repede te taie și adică mm -hmm. urgentă. Și eu stau acolo și eu sunt așa de sigură, eu gumesc, tot să așa, știi, cumva stresați, înțeleg că asta urmează o procedură grea. Da, eu gumesc, cred. Și eu văd că vin toți mai mulți medici în, e ca că, că camera asta undeva palata și tot vin și vin erau vreo 16 medici și toți cu așa o, o atmosferă nu că negativă, dar presată știi? te mm -hmm. toți așteptau că trebuie ceva să se întâmple și nu știu o să termine cu bine sau o să cu rău așa cum îl simțeam pe Dumnezeu în camera și în, în, palata aceea și eu eram sigură că tot o să meargă așa cum trebuie. Eu parcă simțeam că cineva știi mă, mă alină și zice, tata să fie bine, tata să fie bine, relaxează-te. Și eu eram așa de sigură, nici un gând nu ne-a venit că ceva poate să meargă nu așa. Și ne-a întors copilul și eu am născut peste patru ore. <gătări> da, foarte frumos. Iar atunci, atunci, eu l-am simțit pe Dumnezeu ca niciodată. Pentru că eu mai avem momente când, știi, mai n-am nimic în accident și s-a întâmplat ceva și nu a fost. Dar cum a fost în camera aceea, între atâta de mulți oameni, eu am simțit parcă prezența, eu nu știu cum... Prezența. Prezența, lui. da, prezența. Într-adevăr, Domnului, pentru că mm -hmm. Era așa, știi, o stare de bine pe suflet Pentru că ești o persoană publică, vreau să te întreb dacă ai avut astfel de momente, o știre scrisă de presă, care a fost falsă sau nu falsă, dar care a fost amuzantă, te-a amuzat ceea ce s-a scris despre tine. Da, da, eu am așa ceva, am, am, am. e că tu ai spus și... Uh, știi că foarte mult depinde de cum Getru. o să scrii, da, nu în genere, dacă jurnalistul care scrie cumva are față de tine ceva negativ. Îi da. Da, 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 se simte. Noi ne-am dus la mare. Eu eram însărcinată cu Simon și parem că chiar la mare am anunțat că suntem însărcinată. Nu ți minte, dar deja se vede burtica. Știrea. În plina pandemie, Katie Black, supunând riscului, familia ei s-au dus la mare. Să Ia că cum pot scrie o știre, știi? În plina pandemie, supunând riscului. Zic, wow! Știi cumva, deodată în știre, simțeai că față de tine este un negativ. Da, da, da. Dar, nu, știu, mai des, e foarte nice, pe cumva, știrile parcă nu sunt importante, știi? Când în țară se întâmplă ceva mai important și aici, a, tipa, Katie Black și-a cumpărat un câine nou sau... Mm -hmm cumva, <laughs> pur Dar e ca asta, asta era așa o știre, știi, care noi cu Cristi mult am râs, depinde da. de titlul într-adevăr. <laughs> da. de scris, știi, în, perio în așa o perioadă grea, Katie Black, cu ei au decis să odihnească la mare. Nu, în plină pandemie. Să se pună Da, 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 a fost amuzant, noi chiar ne-am răzut din suflet. Mulțumesc, dar nu se cine da. scris, nici nu contează. Da. Deci, pentru că suntem la final, eu mai am câteva, eu le numesc provocări, dar pur și simplu sunt niște întrebări care un pic te pun pe gânduri, dar tu trebuie să-mi răspunzi repede la ele. Dar înainte de toate vreau să te întreb. Există ceva care tu ai fi vrut să vorbești, dar eu nu te-am întrebat? Sau poate niciodată, la niciun interviu, nimeni nu ți-a întrebat, dar tu vrei să ne vorbești despre ceva Uh, nu, eu tă despre am să vorbesc, eu vorbesc pe Instagram, adică eu cu drag răspund la toate întrebările, dar nu, 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 nu. ce că... Că... Am, am făcut o treabă bună. Da, -am ești eu. foarte bravo <laughs> Mulțumesc! Deci acum urmează provocări, mini, provocările mele, o să trebuie să-mi răspunzi rapid. Spune-mi două lucruri pe care lumea nu le știe despre tine. Oh. Da, eu nu știu cam. <laughs> nu știu. Orice. Uh. Vreau rinoplastica, dar asta e doar un gând. Așa. Și uresc părul lung. Sfat, așa. Nu știu. Da. Tu. <laughs> foarte mulți ani în urmă aveai părul lung. Da, îl cu tot sufletul meu. Da, Cristi foarte ar iubește și spune hai, Crezi că o să te -o mai întorci la a, părul lung? A, 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 nu, 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 nu. nu. E, e extra incomod. Admir fetele cu părul lung. E ca așa să mă uit și să spun wow, cum reușești, dar eu nu mă că crește. Cic, cic. <ră> da, ți stă <ră> foarte bine așa. Mersi mult. Așa, uh, suntem în situația în care trebuie să pleci din Republica Moldova. Unde alegi să locuiești? Uh, Statele Unite. Mm. Că da, sau sau trebuie câteva. Statele Unite. Nu, da. da, da, da. Care este principala schimbare pe care ar trebui să o faci anul acesta în viața ta? Una singură? Fizică sau. Um... Nu contează. Cred că fizică să, să ajung la corpul visurilor, visurilor mele. Așa, viața este prea scurtă ca să mai accepti. Aici trebuie să continui fraza. Mm. Infidelitatea? Nu știu. spate așa? Da, de acord. Sau, nu, sau negativul, hai așa. Negativul? Da, da, da. da, da. Okay. Este mai ușor să urăști sau să iubești? Mai ușor să urăști. Ce alegi, să fii iubită sau să iubești? Să fiu iubită. Dacă ai fi putut alege propriul tău nume, ce ai fi ales? Hmm. ne îmi place, Cate. Dar foarte tare îmi place încă numele... Maria, Dar eu așa o să numesc fata mea, așa mm -hmm. că și ei -și și-aș vrea, vrea să aleg, o să, să le chem așa pe fetele mele. <laughs> Urmează! Așa, și îți place vinul, Cate? Uh, da? da, da, da. eu e. sunt sigură că la o cină gustoasă cu Cristi o să savurați un oh. pahar de vin de la Chateau vartele, vin sec alb. Uh, este pentru tine. Vinul alb e pentru pește. Știi? Da, sigur. Da, foarte da, da, da. să pregătesc O să pregătesc o combinație ceva. perfectă. Mersi mult. Mare... Aici. Da, sigur. Cu mare drag și acesta a fost podcastul meu. Eu vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația la ea acasă și că ai fost sinceră cu mine. Eu îți mulțumesc foarte mult și mă bucur că ne-am organizat. Tu ești extra nice. Mulțumesc mult. <laughs> mulțumesc mult. mult.